Zilele Zalăului sunt prilej de bucurie pentru majoritatea cetățenilor. Nu același lucru pot să-l spună doi șoferi care și-au făcut mașinile praf în a doua zi de sărbătoare. Două mașini s-au ciocnit vineri în jurul orei 1:30 pe bulevardul Mihai Viteazu din Zalău, lângă școala generală numărul 1. Conform unor surse, se pare că șoferul autoturismului marca Volkswagen nu a acordat prioritate șoferului din Audi și l-a izbit frontal. Din fericire, evenimentul rutier nu s-a soldat cu victime. Comanda pe el. El a ferit canalul. Dacă dumneavoastră știi că sunt acolo, că e proapă, e râtă, e țara care a ferit. El a ferit, dacă vrea să mintă, nu e nicio problemă. Eu vreau să-mi dau cu părerea asta. Cum ar trebui? Am văzut încă timp pe banda 2, cu 50 de km. O ferit. Era pe contrasens, dar probabil e tot. Am încercat un pic cu dreapta, nu s-o trazi tot el. Am zis că nu mai trebuie. Deci ai virat dreapta? Adică pe banda 1? Foarte puțin. Da. Și am văzut că e pe contrasens și am tras stânga maxim. Și-a tras și el de la altă și nu duc de la altă. Eu n-am vrut nici de gând să mă duc nici în părți și nici nu cred. Deci eu am un soft. Asta a fost de domnule, asta a fost prudență, pentru că altfel nu ajungeai în mine. Lasă, nu încerca să te scoți, pentru că ascultai așa, altfel nu ajungeai în mine. Ai venit frumos pe partea ta și dintr-o dată, fără să te asiguri, fără, deși ajungi pe Iovin, ai crezut, alo, ai crezut că reușești să te bagi. Ai vrut să te bagi și n-ai mai reușit și m-am băgat în tine. Asta a fost treaba, dar clar s-a văzut mașinile unde au fost. Na, bă, mașina are casă, bă, n-ai casă. Bă, ne putem ceva, n-ajungi nimic pe el. Pe calea mea, dacă vă înțelegeți, bine, dacă nu, vă mă fările care... Eu dau și lui, aia, ce să fac? Și gata. Bun, deci dacă nu vă înțelegeți pe calea mea, termenul e 24 de ore, să veniți la poliție. Dacă vă înțelegeți, este un formular care trebuie completat. Nu venim că n-ajungem nici, Ferică. Este un formular, când ați luat asigurarea, vă dați un formular. Dacă a venit, vă spui eu că rezolvați. Ăla trebuie să-l completați. Cu Constituția României. Băiatul, ai și tu aici, ca să se explice și ție cum stau lucrurile. Deci formularul ăla e constatarea mea, că le trebuie completat de amândoi. Da? Copie de pe asigurare și după buletin. Dacă nu... Le completăm acum seara sau? Sau mâine dimineață. Dacă nu, în 24 de ore, deci până în mail-ul ăla asta, dacă nu v-am înțeles, nu am văzut.